Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața voi începe un nou proiect, un iepuraș. Pentru a realiza acesta, eu voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate, voi folosi firul Bravo de la Schachenmayr. Acesta este un fir poliacrilic care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Apoi vom avea nevoie de melană, vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de o pereche de ochișori, cu siguranță dacă ochișorii cu șurub de siguranță, dacă este posibil, și cred că voi folosi și un botișor dintre acestea, cred. După aceea voi vedea în ce mod mă hotărăsc. Și bineînțeles, vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare și foarfece. Eu am lipsit o perioadă, deoarece bătrâna mea nu s-a simțit bine și a trebuit să mă ocup mult mai mult de ea. Bineînțeles, știți cum este serviciul înaintea oricărui alt lucru. Acum voi începe lucrarea noastră. Voi începe cu căpușorul. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul de început pe care nu îl vom pune la număr. Voi face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic. Bineînțeles, dacă doriți, îl puteți lucra și în culoarea alb sau cu un griu deschis, cum doriți dumneavoastră. Eu am preferat să-l fac roz. Iepurașe albe am făcut anul trecut. Voi închide totul cu fir alunecat. Iar în acest moment voi face, în corespondența fiecărui picioruș, o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 10, 12. Țin să precizez că dacă voi reuși în seara aceasta, voi intra live pentru a termina geanta pe care am început-o săptămâna trecută. Din acest moment noi vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Noi vom lucra singure. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, voi continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, cum o numesc eu, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
iar în următorul vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. Să pun firul despărțitor mai întâi. E obișnuită să lucrez pentru mine. Deci 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, iar în următorul vom face o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. 36, scuzați, 36. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat pentru un total de 6 ori 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voi face o mulțire și voi repeta aceeași secvență pe întreg parcursul rândului, deci pentru un total de 3 ori va fi aceasta, și la sfârșitul rândului vom obține un număr de 45 de piciorușe scurte. După ce am lucrat pentru un total de 3 ori 13 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 45 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 rânduri de 45 de piciorușe scurte. Vă rog să scuzați dacă uneori mi se mai încălcește limba, este foarte devreme la mine, știți că eu doar dimineața foarte devreme sau seara târziu filmez și sunt încă sub influența somnului. Deci vom lucra 8 rânduri de 45 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor rânduri pentru a continua lucrarea. Deci 8 rânduri. Am lucrat cele 8 rânduri de 45 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 13 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, să-l găsesc pe 13, iar acum voi face o scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni din nou cu 42 de piciorușe scurte. Deci de 3 ori vom repeta 13 piciorușe scurte urmate de o scădere. După ce am lucrat 13 piciorușe scurte urmate de o scădere, pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, voi continua cu 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5. Acum voi face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, vom continua cu o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am terminat acest rând și am ajuns în punctul unde trebuie să punem, să aplicăm ochișorii. Între rândurile 12 și 13 vom aplica ochișorii și vom număra 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aici voi pune primul ochișor. Vom lăsa o distanță de 7 piciorușe între ei. Deci primul l-am aplicat, acum îl voi aplica pe cel de-al doilea. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi pune și pe cel de-al doilea, după care vom continua lucrarea. Îl punem acum pentru că mai lucrând mai departe va fi mai strâmt și va fi mai greu să punem ochișorii. Uitați-vă. În felul acesta. Acum vom continua să lucrăm și vom trece la rândul următor. Acest rând vom lucra 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Deci voi continua cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Voi continua cu o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului după ce voi face scăderea. Am introdus deja o parte din melană, în umplutură, iar acum voi continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul acestui rând pentru un total de 6 ori. Și la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte,
iar noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am obținut cele 18 piciorușe scurte, lucrăm două piciorușe scurte o scădere pentru un total de 6 ori. Acum voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 Voi continua cu o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul acestui rând, deci va fi pentru un total de 3 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 15 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Odată obținute cele 15 piciorușe scurte, vom continua rândul următor, lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș, astfel că la începutul, la sfârșitul rândului, de fapt, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Și vom continua în felul acesta, cu mulțiri, corespondența fiecărui picioruș, iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Este și momentul, dacă aveți nevoie, să continuați să umpleți căpușorul. Pentru a fi stabil, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. 30 de piciorușe scurte, nu uitați. Obținute cele 30 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 5 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci vom repeta aceste 30 de piciorușe scurte de 5 ori, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 5 rânduri. Am lucrat cele 5 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte, voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom face 5 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Între timp, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări, pentru comentariile frumoase. De asemenea, vreau să urez bun venit tuturor nou înscrișilor pe canalul de YouTube și, așa cum spuneam, vă mulțumesc din suflet pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru comentariile atât de frumoase. Acestea mă ajută să merg mai departe. De asemenea, aici mă adresez un pic
tuturor, așa cum am mai amintit doamna Emilia Mine și a deschis un canal de YouTube, va face vloguri. Croșetate by Emilia este numele, cine dorește să urmărească. Acolo veți vedea lucrările pe care le execută dumnea ei după tutorialele altor doamne creatoare de conținut. Veți vedea lucrările și veți vedea, va fi prezentat și numele creatoarei de conținut după care a fost executată lucrarea respectivă. Cred că este foarte interesant pentru dumneavoastră să știți aceste lucruri, mai ales doamnele care croșetează. De asemenea, acum mă adresez fetelor din grupul de Facebook. Am nevoie urgentă de administratori. Administratorile mele și-au găsit de lucru, două dintre ele, și aș avea nevoie două zile pe săptămână de alte două doamne care sunt dispuse. Nu este mare lucru, doar să se răspundă cu o inimioară, așa cum ați văzut la salutul de dimineață, și în timpul zilei să dea drumul la lucrări. Cine este interesat, eu vă aștept cu drag, pentru că mi-este foarte greu să mă împart între canalul de YouTube, grupul de Facebook și tutoriale. Chiar nu reușesc să le fac pe toate. Sunt prezenți doi administratori, dar nu pot lăsa toate doar pe ei. De aceea apelez la dumneavoastră, cine are un pic de timp disponibil, să devină administrator cu foarte mare plăcere. Deci voi continua. Vom face un total de 5 rânduri, așa cum vă spuneam, de câte 42 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 5 rânduri. Am încheiat cele 5 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 5 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. 5 și o nouă scădere. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte.
Voi face și această scădere, apoi lucrăm singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am introdus din nou o parte din umplutură. Acum voi continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci suntem aproape de sfârșitul corpului. Avem câteva rânduri și vom încheia. Vreau să vă spun că voi intra mult mai des live, însă fără să anunț, pentru că nu știu niciodată când termin orele de lucru și nu vreau să vă las în așteptare, iar eu să nu fiu prezentă. De aceea voi intra inopinat. Deci, în momentul în care am timp după orele de muncă, voi intra live și voi face alte live-uri. Nu am uitat că trebuie să facem oul din florile croșetate în tehnica croșetului irlandez, așa cum am spus și în acel moment pe canalul meu veți găsi mai multe modele de flori și frunzulițe lucrate în această tehnică. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Dacă este nevoie, veți completa cu melană, iar acum vom face 6 scăderi consecutive. Și la sfârșitul rândului vom avea un număr de 6 piciorușe scurte, după care vom închide lucrarea și astfel corpul iepurașului va fi gata. Cea de-a patra scădere, cea de-a cincea și ultima scădere. De asemenea, cine este nou înscris pe canalul de YouTube, dacă vă veți uita în urmă, anul trecut, înaintea Paștelui, am lucrat coșulețul cu iepuraș. Am lucrat coșuleț cu suportul pentru ouă, cu găinușa. Veți găsi mai multe tutoriale legate de sărbătoarea Paștelui. Cine dorește le poate vizualiza. Așa cum știți, nu vă costă nimic, puteți să urmăriți și de 10 ori un tutorial până când îl înțelegeți, până când scrieți. Acum, după cum ați văzut, eu am închis rândul și voi coase pentru a închide lucrarea. Voi ascunde firul undeva de desubt, îl voi pierde. Felul acesta.
Și anul acesta am făcut mini iepuraș și acest iepuraș care lucrez acum este foarte adaptat doamnelor începătoare. Eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, așa cum bine știți, pentru că vreau ca și dumneavoastră să învățați să lucrați aceste mici frumuseți. Acum eu voi scurta firul și vom continua. După cum ați văzut, am renunțat să pun boticul croșetat, pentru că boticul cumpărat, scuzați, voi face unul croșetat. Nu toată lumea dispune de acel botic cumpărat, nu cred că îl găsiți peste tot. Voi continua cu urechiușa și pentru ureche voi începe cu 6 piciorușe scurte lucrate în cercul magic. Deci vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic cu fir alunecat. Iar apoi, în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe, vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului cu cele 12 piciorușe scurte. Vom continua cu un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta această secvență de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 21 de piciorușe scurte. Am repetat de 3 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Acum voi lucra 6 piciorușe scurte. Cred că m-am exprimat greșit la început. 3, 4, 5, 6, 6 piciorușe scurte, o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 24 de piciorușe scurte, deci fără să mulțim, vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. 24 de piciorușe, după care vom continua lucrarea. Ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o scădere,
Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 21 de piciorușe scurte. Am obținut cele 21 de piciorușe scurte, acum vom lucra 2 rânduri de piciorușe așa cum se găsesc. Deci 2 rânduri de 21 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 2 rânduri. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, acum vom lucra 2 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Și vom lucra fiecare ochi așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul acestor 2 rânduri. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Apoi vom face o nouă scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Odată obținute cele 15 piciorușe scurte, vom continua lucrând 2 rânduri de câte 15 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestor 2 rânduri. Vom continua lucrând un număr de 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului pentru un total de 3 ori, 1, 2, 3, cea de-a doua scădere. Din nou, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 și cea de-a treia scădere, astfel am obținut un număr de 12 piciorușe scurte, după care vom continua să lucrăm 2 rânduri de 12 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. 2 rânduri. După ce am terminat cele 2 rânduri de câte 12 piciorușe scurte, vom închide lucrarea și vom lăsa firul un pic mai lung, cum am făcut eu. Bineînțeles, eu am lucrat și cea de-a doua urechiușă, le am aici. Voi continua, pentru că este deja ora să încep serviciul, cu partea a doua. Și deocamdată eu vă mulțumesc pentru vizualizări, vă mulțumesc pentru prezența pe acest canal de YouTube, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru comentariile frumoase și vă aștept din nou alături de mine cu continuarea acestui tutorial și așa cum vă spuneam, voi intra live pe nepregătite, pentru că eu nu am un orar fix de lucru. Eu știu când încep ziua, dar nu știu când termin. De aceea voi intra pe nepregătite, iar dumneavoastră, dacă nu veți fi în măsura să intrați alături de mine, veți găsi pe canalul de YouTube live-urile.
Vă îmbrățișez cu drag pe